Ne-am întors la Vorbește Lumea și am o veste extraordinară. Bine, nu eu, ci următoarea noastră invitată, Beatrice Solaru. Te rog, ridică-te să ne spui. Beatrice este însărcinată din nou. Da. Frumoasă e. O să mai avem un bebeluș. O să avem un nepoțel. O să avem un nepoțel. Ce drăguț. Mulțumesc din suflet. Bună. Mulțumesc din suflet. Uitați-vă ce graviduță frumoasă. Superbă, impecabilă. Mulțumesc. Mulțumesc din suflet pentru flori. În câte luni ești însărcinată? Stai, scuză-mă puțin. O întrebare aveam și eu și ai zis o tu. Una singură. În câte luni ești însărcinată? Reluăm, stai. Asta scuze. Ok. Nu, stop. Zi tu. Deci s-a oprit tot. Puteți să faceți reclamele din nou, nu? Okay. În câte luni ești însărcinată? 19 săptămâni, asta înseamnă 4 luni spre 5. Că se numără, e, nu? Cu să... Da, se, da, numără. Bine complicat. Că n-ai venit mai devreme, că aveam niște croasante cu cremă de mascarpone, cu... Dar nu-ți, păi mai, și... zic. Nu-ți mai zic. Dar la ce? Prima sarcină n-am poftit, dar acum mai poftesc când le văd. Da. Da. Dacă vrei, noi eu de bucătărie. La... Vă lăsăm, da, cafetele, da. Da. Să povestiți. A fost foarte bine. Mândră rău, rău am fost. Rău. Hai mă, ce acasă. Da, ai, te reții la mâncare? Da, bănuiesc că puțin ești atentă, nu? Mi-a fost foarte rău în primul trimestru și n-am putut să mănânc mare lucru. Și apoi am avut o perioadă când aș fi mâncat frigiderul cu totul. Dar mi-am revenit și m-am liniștit. Ce și... mâncai atunci când îți venea să mănânci frigiderul cu totul? Că bănuiesc că înlocuia ei. Simțeam nevoia să mănânc mâncare gătită, mâncare românească, gătită, da. Nu salate, nu... Aha. Simțeam nevoia de mâncare de asta, cu sosuri, cu... Eu, care nu prea mănânc chestii de genul. Dar am avut o perioadă, probabil corpul a fost tors, că n-a primit mare lucru în primul trimestru, dar acum am revenit și sunt ok. Pe salate, pe grătărel, pe... Încerc, deci mănânci, chiar încerc să... Îngrijit, da, da? Vedere... La prima sarcină câte kilograme ai luat? Au fost 15. N-au fost puține. E, nu, de fapt nu. Nu au fost puține, dar ai dat repede jos. Da, acum când am rămas însărcinată, ajunsesem la numărul de kilograme inițial. Compoziția corporală nu era aceeași, bineînțeles, dar numărul de kilograme era acolo. Și mă bucur că am rămas însărcinată și am cumva... Dar ai rămas însărcinată foarte repede. Da. Așa ți-ai propus? Da. Am știut din clar, din start, că ne dorim încă un frățior sau o surioară pentru Ana. Și am știut că ne dorim foarte tare să fie super apropiați de vârstă, chiar dacă ne-am asumat noi un an, doi, trei, mai aglomerați, mai solicitanți. Dar ne-am dorit să fie super apropiați. Dar tu ai rămas însărcinată când Ana câte luni avea? Ana avea 6 luni, aproape 6 luni. Wow! Da, am și născut natural și asta mi-a dat voie cumva să rămân însărcinată mai repede. Am fost la Ioana, la doctorița mea, și mi-a zis că e tot în regulă, am făcut toate analizele necesare și mi-a zis, apucă-te de treabă. Ai liber, din partea mea ai liber. Am primit liber de la doamna doctor și ne bucurăm că a ieșit repede. E minunat și felicitări, da, din suflet, și sunt convinsă că o să fie o perioadă dificilă după ce naști puțin, da, după știu, care știu. Lucrurile se vor simplifica. O să ne pregătim terenul, urmează, da, să ne mutăm și la într-o casă mai mare, și atunci o să putem să avem și mai multe ajutoare, dar ne pregătim, că știm că o să fie cel puțin... Perioada asta de bebelușeală cu Ana mi s-a părut foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult, dar e și solicitantă. Pe de altă parte, știu că nu o să mai fiu atât de anxioasă cum am fost la Ana, că știi deja unele lucruri, sunt proaspete, și atunci cred că o să fiu un pic mai relaxată și eu. Dar o mare dovadă de curaj să rămâi la 6 luni, mai ales când încă cumva lucrurile nu s-au așezat, știi? Adică, da, de regulă femeile la 6 luni după ce au născut sunt complet depășite de situație. Cred că și asta a contat. Ana e un copil care doarme de la 19 până la 8 dimineața și doarme așa de la 4 luni. Până la 4 luni am format programul și doarme așa, indiferent că pe zi o dor dinții. O alăptezi? Că... Nu, am întrerupt alăptarea. Ai întrerupt alăptarea, da, și doarme atât de și bine. Și doarme de la 19 până la 8 dimineața, dar fără excepție. Nu am avut nicio noapte. Adică nu se trezește și măcar o dată să mai mănânce? Nu, încolo spre 5-6 luni mai avea o trezire, se mai trezea spre dimineață. Te cam deranja. Cu o trezire, da, mă uitam pe camera, aveam un monitor, zic, e 5 chiar, ți-e foame? Serios, nu, acum? Glumesc. Da, mai avea o masă spre dimineață și apoi dormea până la 8, dar foarte liniștită. Minunat. Foarte liniștită. Mai faci sport? Ai timp, da, și de asta, trebuie, da? Trebuie. Acum că mi-am revenit, trebuie să fac, pentru că vreau să-mi revin repede după ce o să nasc și dacă am grijă în timpul sarcinii, o să mă ajute să-mi revin mai ușor după. Ai scos anumite exerciții, ai adăugat altele? Da, clar. Nu fac abdomene, nu fac sărituri, nu am niciun motiv să forțez cu antrenamente foarte dure, cu greutăți foarte mari, cum făceam înainte, nu am niciun motiv. Fac antrenamente cât să întrețin musculatura acolo, să nu se atrofieze și să n-am dureri de spate, mai fac exerciții de respirație, care m-au ajutat foarte mult când am născut. Și...
astea sunt lucrurile pe care le fac. Nu forțez cu absolut nimic. Ce ți s-a părut mai ușor decât sperai și mai greu decât bănuiai? Eu am fost setată pentru că știi cum e. Când rămâi însărcinată pentru prima dată, auzi tot felul de povești în jurul tău. Și am fost setată pentru ce e mai greu. Am zis, n-o să dorm noaptea, n-o să mai pot să fac nimic. Și din punctul ăsta de vedere mi s-a părut mai ușor pentru că Ana a fost un copil liniștit care seamănă cu mami, îi place somn. Îi place somn. Și doarme. Mai greu, nu m-a pregătit nimeni pentru și am dus lupte grele cu mine cu viața profesională, pentru că eram învățată să fiu mereu în contact cu oamenii, la sală, antrenamente de dimineață până seară, plecată. Și dintr-o dată am rămas închisă în casă. Și mi-a fost foarte greu să diluiesc cu mine treaba asta și să înțeleg că viața mea s-a schimbat. Câteva luni tot încercam tot și mi-am dat seama, nu, eu aici trebuie să fiu și nu mai am cum să am să fiu cea dinainte. Da. Am înțeles asta și acum mă ocup de antrenamentele online. Și acolo am redus un pic pentru că lucrez doar cu 5 persoane pe lună în online ca să mă pot ocupa cum trebuie de ele, pentru că ăsta este timpul pe care l-am acum și am făcut pace cu mine. Asta e, da. V-a ajutat cineva în aceste 6 luni? Sau deja 10 acum? Da, 10, da. N-am avut ajutor până când am rămas însărcinată din nou și până când mi s-au instalat iar simptomele acele de rău și bunicul este în echipă cu noi de dimineață până seară. Yay! E acasă cu Ana și cu tati și am mare bază în el pentru că este un om de o răbdare ieșită din comun. Da, pe care noi nu o găsim pe nicăieri la noi. Da, în prima fază am zis că încercăm și am văzut că au o relație foarte frumoasă, având răbdare cu ea și sunt foarte apropiat și îmi place relația dintre ei și atunci mergem așa. Cu cum îți imaginezi tu că va fi viața voastră în patru? Da, haos! Serios? Nu, urmează, așa cum spuneam, urmează, sperăm în primăvară să reușim să ne mutăm într-o casă mai mare. Mi-am dorit foarte mult să plecăm într-o vacanță, dar casa ne ține în loc, așa că nu o să mai plecăm nici într-o vacanță până nu reușim. Vreți să... Vreți casă pe pământ? Ne-am luat o casă pe pământ cu o curticică și suntem în curs de amenajare. Sunteți în curs de amenajare. Și știi cum e. Ești prins acolo pe șantier și eu visez la vacanța aia pe plajă, cu copiii în jurul nostru, stând pe un șezlong, nu neapărat liniștită, dar să-i văd pe ei alergând pe plajă. Știu, abia aștept. Să știi că și la mine asta era proiecția. Și asta visez, știu că eram în luna de miere cu Alex, eram pe un șezlong și în fața noastră era o fetiță care se juca în apă și am zis că într-o zi o să venim și noi pe plajă cu copiii noștri. Și, da. Asta e proiecția. Cum e soțul tău în calitate de tată? Nu prea laud eu așa, dar e mai mult decât cred că aș fi putut să-mi doresc, pentru că e sprijinul ăla, e stâlpul ăla de care avem nevoie și are grijă ca noi să fim în siguranță, știi? Și simți e foarte, asta, da, nu? Da, mă simt în siguranță și e foarte atent la nevoile noastre, înainte de toate. Are și el foarte multe pe cap cu jobul lui, dar simt că noi suntem prioritari, simt că siguranța noastră este pe primul loc și simt. V-ați certat mai des în perioada asta de când aveți copilul? Culmea, mai mult ne-am certat în pandemie decât acum cu bebelușul. Petrece destul de mult timp cu Ana și mă lasă pentru că vede că eu petrecând mai mult timp cu ea nu prea îmi sugerează anumite chestii, dar nu prea trebuie să faci așa, nu așa sau. Discutăm, dar nu avem certuri pe tema creșterii Anei. Pur și simplu discutăm și vedem. Bine, lucrurile complicate încă n-au apărut. Da, și eu accept idei că el când vine acasă cu mintea un pic mai aerisită decât mine, probabil vede lucrurile altfel. Corect. Și atunci mai e detașat. Posibil să aibă și idei bune, nu neapărat. Și de data asta vrei să naști natural? Așa mi-aș dori, da. Mie mi s-a părut nașterea naturală, nu știu. A fost o naștere minunată și mi-am revenit atât de repede încât nu mi-a venit să cred. Foarte repede m-am refăcut după nașterea și asta. Și nașterea ușoară? Da. Travaliu, nu ușor, dar nașterea în sine a fost minunată. Minunată a fost. Deci tu acum ești în aproape 4 luni, o să naști? Când? La sfârșit de iunie. Crezi că prin august o să plecați pe undeva? Nu. Asta niciun caz. Nu, că o să fiu deja cu burtica. O să aibă bebe 2 luni. Păi nu, când a fost mai la mare anul ăsta, Ana avea 3 luni și un pic. Deci, poate aici, pe aproape, încercăm. Vedem. Dar plaja aceea pe care erați voi atunci și îți imaginai că veți fi cu copilul vostru, unde era? În Bali.
Nu contează, să știi, să pentru că, uite, am fost la mare la noi anul ăsta în Olimp, uh-huh, și noi ieșind, fiind cu copilul, ieșeam la 7, eram pe plajă. Și am descoperit marea noastră la 7 dimineața, erau pe plajă câteva mămiși cu copii. Atât de frumos și de liniștitor mi s-a părut, încât nu prea contează, știi? Și eram doar noi cu copilul, cu căruțul, cu cafeaua după noi. Și a fost foarte frumos. Și un sentiment de foarte multă intimitate, așa, da, nu? Da. Uh-huh. Îmi plac lucrurile astea cu mai puțină lume, așa. Dar era și curată la ora aia, nu? Adică dimineața, era, da, era, era turcoază așa un pic. Noi la 9 deja plecam de pe plajă când era aglomerat, dar diminețile au fost superbe, superbe. Bine, asta că erai în Olimp, că dacă erai în Costinei sau în Vama Veche, mai... Abia la anul, mai prindeai niște abia la 6 dimineața începea treaba. Da, era un scoameni, abia atunci se, nu? Da. Dar chiar, ce mai faceți voi, de exemplu, ca să simțiți că vă răsfățați? Că de plecat de acasă nu prea puteți? Ne propunem de nu știu cât timp, pentru că adorme copilul la 7, până ai câteva ore la dispoziție. Da. Și tot zicem că o să ieșim la un film. Să stea bunicul cu copilul, da, și voi să... Și am zis că nu mai fac niciodată planuri de-astea pentru după ce adorme copilul, pentru că de cele mai multe ori sunt terminată. Și da, prefer să mă uit la un film pe Netflix acasă. Liniștită pe canapea. Da, minunat așa. Dacă te întreb de ce este atât de curios și rubești să bagă în discuția asta, este pentru că se pregătește. A, și el. Ce drăguț! A zis că vrea să nască natural, în primul rând. Asta este alegerea. Și vrea, și, dacă și, vrea se poate, și să alăpteze. Să nască în apă, în vamă, dacă se poate, asta ar fi stilul. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc din suflet și eu. Baftă în continuare.